Vă salutăm din nou, bine ați revenit la o emisiune Vocea Credinței. De data aceasta însă vom avea ceva specific pentru că suntem în preajma sărbătorilor de înviere. Aș vrea să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu la un episod al învierii. Aș vrea să citesc pentru dumneavoastră câteva versete din Evanghelia scrisă de Ioan, din capitolul 20, este momentul în care Domnul Isus Hristos se arată ucenicilor săi, în versetul 19, în seara aceleași zile, cea din tâia săptămânii, pe când ușile locului unde erau adunați ucenicii erau încuiate de frica iudeilor, a venit Isus, a stat în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă. După ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile și coasta sa și ucenicii s-au Bucurat când au văzut pe Domnul. Isus le-a zis din nou, pace vouă! Cum a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. După ceea ce a spus aceste vorbe, a suflat peste ei și le-a zis, luați Duh Sfânt. Celor ce le veți ierta păcatele vor fi iertate, și celor ce le veți ține vor fi ținute. Amin. Aș vrea în această zi să ne uităm din nou la... la aș vrea să ne uităm la textul acesta și la evenimentul învierii. Și sigur, evenimentul învierii este uh, foarte important, este un eveniment de căpătări pentru credința creștină, pentru că dacă nu a înviat Domnul nostru Isus Hristos, toată povestea cu creștinismul se năruie. Dacă... Uh, învierea Domnului nostru Isus Hristos nu stă în picioare, atunci, uh, practic, nici jertfa lui, așa cum spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni 15, nu mai are nicio valabilitate și, practic, toată ideea de creștinism uh, nu mai stă în picioare. Aș vrea însă, probabil că uh, vor fi mesaje și ați auzit deja multe mesaje despre înviere. Nu vom face un mesaj apologetic astăzi ca să dovedim că învierea s-a produs. Sunt destul de multe argumente pe care le putem vizita cu ocazia aceasta. Transformarea ucenicilor, de exemplu, ucenicii au fost schimbați după întâlnirea cu Hristosul viu, oameni care nu cred în Dumnezeu, nu cred în Isus Hristos. Uh, când privesc înspre reacția ucenicilor de după înviere, au ajuns să spună, ucenicii au crezut că l-au întâlnit pe Hristosul cel viu. Atât de vie, atât de puternică este reacția ucenicilor, încât oamenii aceștia spun, uh, uh, ucenicii au crezut că... Uh, l-au întâlnit pe Hristosul cel viu. Apoi avem mormântul gol, apoi avem dovezile scripturii. Este foarte interesant că de foarte multe ori suntem ispitiți să ne uităm la alte argumente, dar cele mai multe argumente biblice folosite în favoarea învierii sunt argumentele scripturii. Domnul Iisus Hristos folosește Scriptura ca să le dovedească ucenicilor săi că El trebuia să învieze. Apostolul Pavel, Folosește mai târziu scriptura ca să le dovedească ucenicilor că, și cititorilor săi că învierea trebuia să se întâmple. Aș vrea însă să ne ducem dincolo de evenimentul învierii și să vedem ce ar trebui să producă acesta în noi. Textul pe care l-am citit din Ioan este un text care vine la finalul Evangheliei. Și Evanghelia după Ioan începe cu această intrare în lume a Domnului Isus Hristos. Și ni se spune că Domnul Isus Hristos a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Dar tuturor celor care l-au primit, adică celor ce cred în Isus Hristos, le dă dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu, să devină copii ai lui Dumnezeu. Și apoi toată Evanghelia aceasta după Ioan ne-l prezintă pe Domnul Iisus Hristos venind și interacționând cu oamenii. Practic ne prezintă felul în care Dumnezeul întrupat acel cuvânt, acel logos întrupat a umblat printre noi și ne-a lăsat mesajul pe care trebuia să-l știm despre cine este și cum este Dumnezeu. La final Domnul Iisus Hristos moare și în a treia zi are loc învierea. Iar Textul acesta pe care l-am citit este un text, sunt cuvintele Domnului Isus Hristos pe care ni le lasă ca și un mandat de după înviere. Și sunt trei lucruri foarte importante prezentate în textul acesta la care aș dori să facem referire astăzi. Primul dintre ele se leagă de faptul că Domnul Isus spune, după cum m-a trimis pe mine Tatăl, tot așa vă trimit și eu pe voi. Poate că de multe ori am citit textul acesta și am trecut destul de superficial peste el. Textul acesta nu apare la voia întâmplării, nu apare izolat la finalul Evangheliei. În Evanghelia după Ioan, mai mult decât în toate celelalte Evanghelii, la un loc, Apostolul folosește un concept. Este conceptul cunoscut și ca și concept al agenției. După cum m-a trimis pe mine Tatăl, tot așa vă trimit și eu pe voi. Cu alte cuvinte, dacă citești Evanghelia după Ioan, vei observa că în repetate rânduri Domnul Iisus Hristos justifică faptele Lui, minunile Lui, cuvântările Lui, sunt câteva discursuri în Evanghelia după Ioan, și Domnul Iisus spune, credeți cuvintele mele pentru că Tatăl m-a trimis. Credeți în mine pentru că sunt trimis de Tatăl. Cuvântul a trimite apare din abundență în Evanghelia aceasta. Sunt doi termeni pe care îi folosește Domnul Isus Hristos care au în limba greacă aproximativ aceeași semnificație, apostelo, de unde avem și cuvântul apost apostol și pempo, care înseamnă să a fi trimis. Și Domnul Isus Hristos folosește din plin acest mandat pe care îl dă Dumnezeu. Am fost trimis de către Tatăl, trebuie să mă, trimiți, să mă credeți și să primiți cuvintele mele. Ce e foarte important să reținem aici este că Domnul Isus Hristos prin acest concept face apel la o lege a agenției care era foarte frecvent utilizată în vremea respectivă. Cu alte cuvinte, un stăpân putea să își delege, un tată putea să își delege un fiu ca să meargă în numele lui și să rezolve o anumită situație. Și în momentul în care fiul sau robul respectiv se prezenta în numele stăpânului sau al tatălui sau al celui care l-a trimis, autoritatea celui trimis era o autoritate egală cu a celui care l-a trimis. De aceea Domnul Isus Hristos spune: Cuvintele mele nu sunt cuvintele mele, sunt cuvintele lui Dumnezeu credeți cuvintele acestea. Când mă credeți pe mine, eu sunt una cu Tatăl, sunt trimisul Lui. Acum aș vrea să observăm un lucru fascinant, extraordinar, care vorbește despre identitatea noastră ca și creștini. Hristos a venit, ne-a născut din nou pe cei care au credință, prin credință, noi am fost născuți din nou din Dumnezeu și căpătăm o fire dumnezeiască. Și în momentul în care devenim fii de Dumnezeu, ne spune Domnul Isus Hristos că noi devenim reprezentanții lui Dumnezeu în locul în care suntem. Așa cum m-a trimis pe mine Tatăl, legea agenției spunea că trimisul la rândul lui poate să aibă alți trimiși. Așa vă trimit și eu pe voi. Cu alte cuvinte, Domnul Iisus Hristos ne încarcă ca și fiei lui Dumnezeu, ca și oameni mântuiți, ca și oameni iertați, ca și oameni născuți din Dumnezeu, cu autoritatea aceea pe care a primit-o și el de la Tatăl. Nu știu cum, cum te-ai gândit în ce te privește, cum te vezi, cum te percepi, dar aș vrea în această zi să înțelegi un lucru esențial, că după înviere, după ce Iisus Hristos îți rezolvă problema păcatului, după ce Iisus Hristos te justifică înaintea lui Dumnezeu, după ce Iisus Hristos intervine în viața ta și te naște din Dumnezeu, te naște de sus, așa cum spune în Ioan capitolul 3, Iisus Hristos zice, următorul pas este să te trimit. Așa cum am fost trimis eu, așa ești trimis și tu. Cu ocazia acestei învieri, Hristosul cel viu îți aduce aminte, acolo unde sunteți, în casele dumneavoastră, în momentele acestea în care urmăriți o emisiune la Credo TV, Domnul Iisus Hristos vă spune că voi sunteți agenții, sunteți trimișii lui Dumnezeu. Aveți aceeași același mandat pe care l-a avut Domnul Isus Hristos rețineți lucrul acesta poate că de, de atâtea ori în anul în care a trecut te-ai lăsat prins de mărunțișuri, te-ai lăsat prins în capcanele uh, pe care cel rău ți le-a întins în această zi aș vrea să ți aduci aminte de mandatul pe care ți l-a lăsat Iisus Hristos la locul tău de muncă, cu vecinii tăi, în relațiile tale, în biserica ta. Aduți aminte că tu ești un trimis special al lui Dumnezeu, că ție Dumnezeu ți-a lăsat un mandat special pentru viața aceasta. Dumnezeu să te ajute să ți-l poți împlini. În al doilea rând, textul acesta ne vorbește despre un lucru foarte important și acesta este legat de resursele pe care ni le pune Dumnezeu la îndemână. Domnul Iisus Hristos ne spune că suntem trimiși, dar pasul următor pe care îl face Domnul Iisus Hristos este să sufle Duhul Sfânt peste ucenici și să le spună acestora, luați Duh Sfânt. Niciodată Dumnezeu nu ne trimite în lucrare cu propriile resurse. Orice lucrare pe care dorești să o faci pentru Dumnezeu, dacă o faci golit de prezența lui Dumnezeu, golit de Duhul Sfânt, lucrarea respectivă este sortită eșecului. Fie că ești un predicator, fie că te duci să-L pe Domnul Isus Hristos vecinilor tăi, copiilor tăi, apropiaților tăi, aduți aminte că Domnul Isus Hristos îți pune la dispoziție niște resurse, resurse care vin din prezența Duhului Sfânt în viața ta. Și cred că lucrul acesta trebuie să, să fie o preocupare din nou specială pentru tine. Fii preocupat să ai în tine prezența lui Dumnezeu. N-ai nicio șansă de izbândă, de biruință, dacă nu ai această umplere, această plinătate a Duhului Sfânt. Ca să-ți poți îndeplini mandatul și imediat vom vorbi despre elementul, aspectul practic al mandatului pe care ni l lasă Dumnezeu, nu este un mandat ușor, nu este un mandat simplu de împlinit. Uh, dacă vrei să-L îndeplinești, trebuie să ai acea plinătate a Duhului Sfânt, trebuie să ai acel control al Duhului Sfânt în viața ta. Vreau să vă aduc înainte câteva imagini din textele Scripturii care ne vorbesc despre această, acest control pe care trebuie să-L aibă Dumnezeu în viața noastră. John, John Stott vorbește despre două direcții uh, în care un credincios odată mântuit trebuie să meargă. Și una dintre ele este mortificarea. Adică trebuie să fii preocupat uh, de a omorâ mădularele firii pământești. Trebuie să stai înaintea lui Dumnezeu și să te unești cu el, să intri în relație cu el, să ai părtășie cu el și să începi să omori mădularele firii pământești, toate lucrurile firii pământești. Făți o preocupare din asta. însă al doilea a doua dimensiune pe care o subliniază John Stott este aceea a, a, a aspirației un credincios adevărat nu trebuie să se oprească doar la aș, a fi plin de Duhul lui Dumnezeu și a omorâ mădularele firii pământești, a umbla călăuzit de Duhul înseamnă să-ți omori mădularele firii pământești, ci trebuie să și aspire, să aspiri înspre cer, tu nu poți avea plinătatea și nu poți avea umblarea în puterea Duhului lui Dumnezeu dacă nu ai aspirație înspre cer. În textul din Roman, capitolul 8, ni se spune uitați-vă înspre lucrurile de sus. Cuvântul de acolo grecesc este fixați-vă mintea înspre lucrurile din ceruri, umblați după lucrurile de sus. Un credincios plin de Duhul lui Dumnezeu, cu ajutorul Duhului, face să moară faptele firii pământești în el, dar în același timp aspiră înspre ceruri. Alte texte, ca și textul din Evrei, ne spune că noi trebuie să ne uităm țintă la căpetenia de credinței noastre, adică la Domnul Isus Hristos. Aspiră, dorește să fii ca și Isus Hristos. Ei, tocmai acest element îl aduce în discuție Domnul Isus Hristos aici. În momentul în care ne spune, Fiți plini de Duhul lui Dumnezeu, vă las Duhul Sfânt, umpleți-vă de Duhul Sfânt. Dacă vreți să vă puteți îndeplini mandatul, voi sunteți trimișii mei, trebuie să îndepliniți un mandat. Dacă vreți să îl puteți îndeplini, trebuie să fiți plini de Duhul lui Dumnezeu, să umblați în Duhul lui Dumnezeu, să rodiți, să aveți roada Duhului lui Dumnezeu ca lucrul acesta se întâmple fă să moară, mortifică faptele firii pământești, luptă-te cu firea ta pământească, pune-o la respect, dar în același timp aspiră înspre lucrurile de sus, umblă după lucrurile de sus, doreșteți să fii ca și Domnul Isus Hristos, uită-te țintă la Isus Hristos. Iar al treilea element pe care îl aduce în discuție Domnul Isus Hristos aici este legat de păcat. Mandatul nostru Sigur că e important să facem lucruri caritabile în viață, dar într-un final Domnul Isus Hristos ne spune că noi trebuie să interacționăm cu oamenii și să îi ajutăm pe oameni să-și rezolve cea mai mare problemă pe care o au, problema păcatului. De foarte multe ori ne uităm la textul acesta și ne întrebăm dacă oamenii pot să ierte păcatele sau nu. Și dacă am spune că oamenii pot ierta păcatele, am intrat în conflict cu alte zeci de texte din Biblie. Niciun om nu poate să ierte păcatele. Numai Dumnezeu poate să ierte păcatele. Dumnezeu, Domnul nostru Isus Hristos, prin jertfa lui, ne poate aduce iertarea de păcate. Eu sunt pastor într-o biserică și învăț pe oameni. Am înțeles din Cuvântul lui Dumnezeu că oamenii nu pot să te ierte. Iisus Hristos te poate ierta de păcate, rețineți lucrul acesta. însă în cuvânt, dacă cuvântul de aici nu ne spune că noi putem ierta păcatele celorlalți. Întrebarea rămâne, atunci ce ne spune textul acesta? Și textul acesta ne învață că Dumnezeu ne trimite să fim niște mediatori între oameni și Dumnezeu, să le arătăm oamenilor, să-i ajutăm pe oameni să înțeleagă cum pot să-și rezolve problema păcatului lor. De noi, într-un fel, de cei ce l-am cunoscut pe Dumnezeu, de cei ce suntem născuți din Dumnezeu, depinde uh, iertarea păcatelor lor. Dacă noi nu ne ducem cu vestea bună a Evangheliei, dacă noi nu ne ducem cu mărturia jertfei lui Hristos la oameni ca ei să audă, să înțeleagă, să vadă noi niște oameni iertați, cum vor ajunge să le fie iertate păcatele? De aceea, mandatul pe care Iisus Hristos Domnul ne-l lasă după înviere este să ne ducem plin de Duhul lui Dumnezeu într-o lume a păcatului și să... Îi ajutăm pe oameni să-și rezolve cea mai mare problemă, problema păcatului. Păcatul, păcatul este atât de, atât de pervers. Și vorbeam cu o altă ocazie despre trilema păcatului. Noi trăim într-o lume a păcatului, într-o lume în care oamenii sunt stăpâniți de păcat și oamenii nu realizează uh, ce este păcatul. În trilema păcatului spuneam pe de o parte că oamenii nu sunt conștienți de faptul că sunt păcătoși. Foarte puțini oameni din zilele noastre au conștiența păcatului din viața lor. Însă al doilea lucru pe care îl spuneam atunci, când oamenii ajung să devină conștienți de faptul că sunt păcătoși, că au păcate, al doilea aspect este că oamenii nu sunt conștienți de puterea păcatului. Nu vă înșelați, niciodată un păcat produs nu rămâne uh, inert. Un păcat odată produs, el angrenează. Uitați-vă în jurul dumneavoastră, în momentul în care ați, uh, uh, ați rostit o bârfă, ați spus o minciună, minciuna aceea angrenează, te împinge înspre o altă minciună. În momentul în care, să zicem, un om lângă dumneavoastră are un păcat, să spunem, păcatul mândriei, păcatul acela te angrenează și pe tine în păcat pentru că te uiți la omul respectiv și în loc să fii inspirat, să te rogi ca Dumnezeu să corecteze păcatul acesta al mândriei în viața lui, ești ispitit să-l judeci și să-l condamni. Când vezi pe cineva care are păcatul lașității, ești ispitit să-l disprețuiești. Cu alte cuvinte, păcatul Păcatul se extinde, păcatul nu rămâne inert niciodată. Într-o lume a păcatului tu ești chemat să te duci cu mesajul lui Hristos, cu mesajul iertării, cu puterea jertfei Domnului Isus Hristos. Aduți aminte de lucrul acesta. În al treilea rând spuneam în trilema păcatului Oamenii nu sunt conștienți de faptul că sunt păcătoși. Nu sunt conștienți, în al doilea rând, când devin conștienți că sunt păcătoși, nu sunt conștienți de puterea păcatului. Iar în al treilea rând, nu se pot elibera de păcat. Sunt foarte mulți oameni care sunt prinși de vicii, de păcate, și sunt incapabili să scape de acolo. Dumnezeu te cheamă pe tine să duci mesajul, să le spui oamenilor că pot să fie eliberați. E o bucurie să văd în biserica noastră, aproape la fiecare întâlnire pe care o avem, oameni care vin și doresc să fie eliberați de sub puterea păcatului lor. Asta pentru că n-am construit în biserică la noi și încercăm să, să nu construim a, ni, o, o atmosferă, o cultură a judecății, a condamnării. Înainte de a condamna pe cineva care are un păcat, trebuie să faci tot ce poți ca să-l ajut să scape de el. Oameni care au probleme cu pornografia, oameni care au probleme, au păcate cu minciuna, au adicții în viața lor, pentru că au văzut că suntem interesați să ducem jertfa lui Hristos în viața lor, au venit să-și mărturisească păcatele fii un astfel de om acolo unde ești, un om care este interesat de eliberarea lui tău de sub puterea păcatului, aduți aminte că Domnul Iisus Hristos cel înviat ți se arată, se arată ucenicilor săi, urmașilor săi și le spune așa cum m-a trimis pe mine tatăl așa te trimit și eu pe tine ai o agenție ai un mandat din partea lui Isus Hristos. În al doilea rând, aduți aminte că El îți pune la dispoziție niște resurse. Îți spune Duhul lui Dumnezeu, umblă în puterea Duhului. Ca să poți fi stăpânit de Duhul lui Dumnezeu, fă să moară faptele firii în tine și aspiră înspre lucrurile cerești, înspre împărăția lui Dumnezeu, înspre a fi ca și Hristos. Și în al treilea rând, Începe să te rogi să te folosească Dumnezeu, uită-te în jurul tău cum te poate folosi Dumnezeu ca să-i elibereze și să-i dezlege pe cei de lângă tine de sub puterea păcatului. Toate cele trei se întâmplă cu ajutorul credinței, vocea credinței, fi o voce a credinței acolo unde ești. Dumnezeu să te binecuvinteze și fie ca Iisus Hristos cel înviat să te însoțească în toate aceste lucrări. Vă doresc binecuvântarea lui Dumnezeu.